Față de Biserica noastră a Lui Hristos și față de toți slujitorii Bisericii și, în ultimul rând, frăților voastre, celor prezenți care ați venit atâta distanță, ați poposit astă noapte în această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului. Să-i mulțumim Maicii Domnului pentru această binecuvântare. Ați observat că de la începutul slujbei, când a blagoslovit și a binecuvântat Preasfințitul, a început ploaia, care de mult o așteptăm cu toții. Ne-a blagoslovit Hristos cu acest belșug la această mare slujbă, taina Sfântului Maslu. Cu permisiunea Preasfințitului aș dori să vă, nu vă rețin mult, doar să vă anunț rânduiala pentru praznicul împărătesc al adormirii Maicii Domnului, unde această rânduială se menține de peste 27 de ani. Deci, duminica viitoare, la ora 17, va fi scoasă în procesiune icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, precum se oriundește de fiecare dată, va fi depus în baldachinul din stânga, apoi luni seară priveghere, luni noapte, în ajunul adormirii Maicii Domnului, în mes de noapte se va cânta prohodul Maicii Domnului, apoi în ziua prăznirii adormirii Maicii Domnului, marți seară, la ora 20, se va introduce din nou Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni. Să nu uităm că de adormirea Maicii Domnului vom avea o mare binecuvântare, unde vom avea slujba arhierească, Preasfințitul Părintele nostru Varlam Ploieșteanu, vicar patriarhal, unde va sluji Sfânta Dumnezească Liturghie, apoi de hramul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, unde va sluji Preasfințitul Părinte Episcop Calinic Botoșăneanu. Și după, precum bine știți, înălțarea Sfintei Cruci pe 14, cei doi erau dragi sufletului nostru, Preasfințitul Părinte Episcop Calinic, înalt Preasfințitul Iachim Giosanu. Vă mulțumim din inimă și din suflet pentru răbdarea pe care ați avut, o bucurie Mâintea, sfântă. Sfințor Vașă, vă mulțumesc că înfrumusețați numai cu prezența, ci cu credința, cu dragostea de fiecare dată arătându-o față de Sfânta noastră mănăstire.
Bucuria cea mai mare, iubiți credincioși, cei care ați fost de aseară, ați avut-o și ați întâmpinat-o. Sfânta noastră mănăstire a primit 3 odoare sfinte, începând cu fericita Agafia, noua canonizată din Basarabia, apoi o părticică ale Sfântului Mucenic Alexandru Romanu, din Italia, Muntele Catedrei Terme, Sfânta Pelagia, de către Părintele Mulțumire Maicii Domnului că a fost icoana făcătoarei în procesiune în această parohie în Italia, și apoi o mare binecuvântare pe 1 august la ora 17 am primit o părticică din Sfântul nostru român Ioan Iacob Hozevitu. Așa că aveți toată blagoslovenia, atât la seminarul teologic, având deștul Sfântului, cât și la noi o părticică a Sfântului Ioan Iacob, îl veți găsi în bisericuța Monument. Bucuria și binecuvântarea este că racla chivotul care a fost sfințit de către Preasfințit Părinte Episcop al Limbii Botoșăneanu. Vă mulțumesc din inimă și Hristos Dumnezeu să vă blagoslovească. Pașii către casele dumneavoastră. Fiți binecuvântați și mulțumesc!